Uși închise au găsit făgărășenii și la administrația financiară. Angajații de aici s-au alăturat alianței bugetarilor și au intrat în grevă timp de o zi. În schimb, la Spitalul Municipal și Primărie, ziua de 5 octombrie a fost o zi obișnuită de lucru. Angajații celor două instituții au purtat doar banderole în semn de protest. Angajații de la administrația financiară au fost și ei în grevă. Pe poarta instituției a fost lipit un afiș pe care scria grevă generală. Nu s-a lucrat cu publicul la finanțe, pentru că avem grevă de solidaritate cu bugetarii, respectiv cu membrii sindicatului de învățământ. Revendicările se cunosc, modificarea legii salarizării, negocierile la clira de salarizare, găsirea unor soluții ca să se mai facă disponibilizări, și găsirea altor soluții pentru ca să nu se mai trimită 10 zile în concediu fără plată. Astfel că oamenii care au vrut să-și plătească dările către stat au găsit lacătul pus pe poartă și un pasnic care îi îndemna să mai încerce în alte zi. Făgărășenii care au avut treabă la administrația financiară au găsit astăzi ușile închise. Astăzi este grevă, nu vă supărați. Grevă? Mâine dimineață. Dar ce, că parcă și școlile și... Da. Toți ăia... Da, toți buchetare. Făgărășenii nu au avut de ales, așa că s-au conformat. Am găsit porțile închise, zice că e o grevă și trebuie să înțelegem și pe ei. Că dacă nu înțelegem nici noi, apoi nu înțelege cei de sus, nici noi de jos, nu înțelegem, atunci cine să înțeleagă. Aveam o problemă cu domnul Viorel, dar dacă nu este, înseamnă că voi veni mâine. În schimb, funcționarii din primărie, dar și angajații spitalului au protestat prin muncă. Majoritatea s-au aflat în această zi la serviciu, numai că în semn de protest au purtat banderole. Revendicările Federației Sanitas sunt următoarele. Renegocierea în regim de urgență a legii salarizării, stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar, renunțarea la acordarea concediului fără plată, forțat, asigurarea resurselor financiare în sistemul sanitar și asigurarea drepturilor salariale pe trimestrul 4-2009. Păi am ales să protestăm prin purtarea de banderole și minimalizarea muncii pe ziua de astăzi. Noi, fiind într-un sector în care nu se poate opri munca, trebuie să asigurăm urgențele. Și niciodată nu poți să fii sigur ce este urgență și ce nu este urgență. Nu poți să refuzi omul pentru că noi suntem în grevă. Trebuie să asigurăm un minim. Iar protestele nu vor sfârși aici. Alianța Bugetarilor a anunțat că va participa la meeting-ul organizat de Confederațiile Sindicale cu prilejul Zilei Internaționale a Muncii Decente, în 7 octombrie. De asemenea, salariații din sectorul bugetar nu se vor implica și nu vor participa la alegerile prezidențiale.